Eu m-aș bucura să fii beat, să nu fie acum. Te-ai bucura să fiu beat? Să nu fie acum. Să fiu drogat? Nu, nu, să fie acum, să fii puțin tralala, așa. S-o fi luat o razna, aparătură? Așa mă gândesc. Păi mă cheamă Mititelu. Nu contează, că nici Becali nu e nume de sfânt. Bă, în primul rând nici numele. Uite-te puțin ce înseamnă Becali și Mititelu. Ce înseamnă Becali? Bă, tu te-ai uitat în oglindă vreodată și ai luat poza mea vreodată, nebunule. Ai luat poza mea vreodată să o bagi lângă oglindă unde te uiți tu, bă, chelioasă. Bă, țăranule care ești. Gata, domnule. Bă, venitule care ai vrut să arăți cine ești tu în Craiova și o să ajungi vai de capul tău. Domnilor. Țăranule care ești și vrei să joci rol de barosan. Bă, fanule care țineai steazuri și mâncai semințe la tribla peluză, nenorocitule care ești. Care nenorocești Craiova? Care o spune primarul? Care o spun toți de acolo? Datornicule vândut care ești! Nenorocitule care ești! Care vrei să-i vinzi pe Crista ăsta? Să-ți pui bani în buzunar? Nenorocitule care ești! Ține al naibui de nenorocit rogat care ești! Și bețiv! Domnul Becali! Da, nenorocit, când vii la București, pui mâna lui Giovanni Becali! Să nu mâna Giovanni Becali! Că te frică să stai în fața lui! Domnilor, păi tu crezi că... Gata, chiar așa te-am lăsat, să nu le strică misiunea oamenilor. Și chiar ți-ai luat-o în capă pe șinosule. Gata, domnul Becali, vă rog. Vă rog eu, domnul Becali. Domnul Becali. Eu nu l-am înjurat, îi spun adevărul. Este un cretin. E un cretin irecuperabil. Gata. Domnul Becali, domnul Becali, vă rog. Ați avut final frumos de emisiune? De multe ori și emisiunile voastre trebuie să aibă un final de tabloid. Și cu asta basta.